Bună și bine ați venit pe Tarotada! În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce urmează, ce vine către tine, dacă vine sufletul pereche, dacă te împaci cu el, la ce se gândește, ce văd, aceea vă spun și haideți să vedem, dragilor. O poveste de iubire, să vedem ce ne spune această poveste. Vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici. Încercați să luați de aici doar ce se potrivește cu voi, cu situația voastră și trebuie să știți că această etalare este o etalare generală, este o etalare atemporală, este valabilă în momentul în care o găsiți. Și a ieșit cartea magicianului scenaristul voi manifestați aici un rege de pământ un om care poate fi un tată singur, poate fi un domn care are un copil, dar o persoană în zodie de pământ, taur, fecioară sau capricorn, voi manifestați această persoană. Și vreți o întâlnire, vreți aici o completare a stării voastre. Poate voi manifestați aici un suflet pereche și el va veni este acea persoană pe care voi vă doriți. Regele de monede este o persoană stabilă, statornică, puternică, poate fi la prima vedere rigidă, dar este o persoană caldă. În timp veți vedea, voi vă doriți bucurie, aici manifestați acest suflet pereche, iar magia se poate întâmpla în perioada următoare. 9 de cupe. Vă gândiți la multe lucruri aici. Voi sunteți persoane care ați fost strădate de-a lungul timpului și pentru un motiv anume nu mai renunțați la dorințele voastre. Pentru tot ce ați trăit, toate durerile pe care le-ați strâns în suflet, nu vreți nimic mai puțin din ce vreți acum, din ce vă doriți acum, din ce sufletul vostru își dorește, după ce tânjiți voi acum. Voi aici vreți totul nouă de cupe. Aici avem un rege de monede și o regină de bâte, leuberbec sau săgetător. Aici este o persoană frumoasă. Wow! Și un as de pământ, un început în iubire frumos. Prima, primul sărut, vreți să întâlniți această persoană, vreți aceste artificii, le simțiți deja în suflet și simțiți că vin către voi, că vine acel moment. Aici este șase de băte, este câștigul, victoria. Toată această situație pe care voi o trăiți acum și o manifestați se închide cu o victorie. Fiecare la ce s-a gândit, dorința va fi împlinită. Va fi aici o victorie mare. Poate fi, cum am spus, între un rege de monede și o regină de băte. Aici sunt persoane care aveți competitori, aveți rivali, voi manifestați o persoană anume, un suflet pereche, cu care aveți o conexiune divină, doar că aici este un uh, cinci de băte, este o competiție, este o răcăială între voi și o altă persoană sau între voi și o altă situație. După se vede un doi de cupe. Voi vă iubiți mult cu această persoană. Dacă nu cunoașteți această persoană, este un suflet pereche pe care îl manifestați și care va veni către voi și va veni repede în perioada următoare. Aici este citirea începe cu un magician și se închide cu un șase de bâte, cu o victorie. Ce manifesti, aceea vine la tine. La ce te-ai gândit și ce-ți dorești să ajungă în viața ta, va veni. Iar aici îți dorești completare, uniune, iubire, doi de cupe. Doar că în mintea ta o bătălie. Manifesti, după care te întrebi, dar nu mai vine când vine. Cu cât te întrebi mai mult, cu atât îndepărtezi această persoană. Dragilor, către voi vine un doi de cupe, vine o. Relație care va fi completă, echilibrată, benefică. Aici este în sfârșit împreună, cartea happy a finalului fericit. Tot ce ați trăit aici se transformă într-un miracol. Voi aici ați trăit o deziluzie mare, la mijloc este un trei de spade este o provocare pe care voi ați avut-o în viața voastră, doar că ați învățat foarte multe lucruri din această provocare. Este o citire foarte frumoasă, o citire în care tu, ascultătorule, manifesti un suflet pereche, iar sufletul pereche vine și vine către tine repede, doar că îți pui singur bețe în roate. Aici te gândești la ce a fost și ce ai trăit, și te întorci în acea energie gândindu-te la durerea pe care ai simțit-o în suflet, și se dă o bătălie în mintea voastră. Doar că aici sufletul triumfă, inima voastră se cere iubită, se cere uniune. Vreți să fiți împreună, vreți o familie aici și pentru Motivul acesta manifestației aici este șapte de cupe. Este decizia voastră să alegeți o cupă cu iubire și veți alege acest rege de monede, care am spus că poate fi o persoană în zodie de pământ. Sau poate fi în orice zodie, doar că este o persoană generoasă, stabilă, o persoană protectivă. Acesta este omul pe care voi îl manifestați. O persoană protectivă, o persoană iubitoare, o persoană atentă la ideile și nevoile voastre. Pentru că voi asta aveți de oferit. Voi aici sunteți regina de băte. Sunteți frumoasă, sunteți independentă sau dacă sunteți domn, sunteți independent, sunteți elegant, vreți acest as de cupe. Aici este o frumusețe, este un as de monede o iubire care se naște acum, un șase de băte și un doi de cupe. Este o minunăție, un început frumos. Începutul este cu focuri de artificii. Asul de monede anunță un început abundent pe toate planurile. Aici este primul sărut, este prima îmbrățișare pe care acest om pe care tu îl manifesti va oferi. Aici e noua decupe. Este o dorință a voastră care se împlinește. Aici este magicianul, ești scenaristul vieții tale, ești producătorul filmului din viața ta, ești co-creatorul destinului tău. Și îți pui această dorință, iar dorința se împlinește. Aici este nouă de cupe, o dorință care se împlinește și vine cu acest rege, cu această uniune și cu această cupă pe care tu o alegi. Și alegi doi de cupe. În sfârșit, doi. În sfârșit, două inimi egale care se iubesc reciproc. Nu mai vrei frânturi, nu mai vrei deziluzii. Aici se vede un uh, 10 de spade, la mijloc este un 3 de spade. Totul se învârte în jurul acestei trădări pe care tu ai trăit-o, acestei uh, minciuni. Poate sunteți persoane care ați stat într-o minciună, care ați stat într-o relație și care nu v-a adus beneficii. Aici se rupe vraja. Aici totul merge către un miracol, către o împlinire a dorinței voastre. Magicianul și nouă de cupe. Aici este un trei de cupe, o bucurie. Se întâmplă că dorința se împlinește și vine către voi acest suflet pereche. Cum am spus, taur, fecioară capricorn, iar voi puteți fi leu berbec săgetător sau invers. Persoana este într-o zodie de foc și voi sunteți într-o zodie de pământ. Aici pot fi și zodii de apă, poate fi și un geamăn, un vărsător, sunt multe zodii. Un nou început, primul sărut, prima îmbrățișare, victorie. Acest nou început, acest prim sărut, această prima atingere vă va aduce totul, vă va aduce această uniune, vă va aduce eliminarea acestui război din mintea voastră și vă va aduce împreună cu persoana iubită doi de cupe. O frumusețe, o uniune, o poveste desăvârșită. Haideți să vedem aici ce s-a întâmplat, ce ați trăit voi. Ați avut aici, ați primit o veste în trecut de la o persoană. S-au dat cărțile pe față, ați aflat un adevăr. Aici este un trișor, un hoț, care s-a tot dat pe lângă voi și a tot pretins că vă iubește, a tot pretins că sunteți într-un cuplu perfect și lucrurile au stat diferit. Acum, ați înțeles că nu. Vă mulțumește această relație. Ați înțeles că stând într-un loc, într-o poveste tristă, sunteți deveniți proprii voștri dușmani și ați decis să ieșiți. Ați spus acest lucru. Poate sunteți persoane care v-ați despărțit, poate sunteți persoane divorțate, poate sunteți aici chiar și persoane văduve, văd. Persoane care au rămas fără cuplu și care manifestă acum o nouă iubire. Persoane care își doresc totul de la o relație, citirea începe cu magicianul. Aici este așteptare, este cartea așteptării, așteptați acest moment ca uniunea să se întâmple, ca voi să veniți în conexiune cu o persoană, cu un suflet pereche divin. Dragilor, nu așteptăm pentru că viața noastră se întâmplă în fiecare moment. Manifestăm și persoana vine. Dacă avem nevoie de o persoană, dacă vrem să trăim într-un cuplu, manifestăm aici, voi manifestați, v-ați pus dorința în Univers și dorința se împlinește. Aici a fost o relație toxică pe care voi ați trăit-o. Am văzut 10 de spade, la mijloc este 3 de spade. O persoană lingușitoare, cum apare aici, care a ținut multe lucruri ascunse de voi și care la un moment dat a devenit un inamic. De fapt, inamicul erați voi pentru că stăteați într-o relație toxică. Acum ați recunoscut, ați ieșit din această relație și manifestați un suflet pereche care va veni către voi. Vreau să văd și de aici niște cărți. Vine această persoană în zodie de pământ către voi și vine să împlinească un vis aici cu voi. Haideți să vedem. Victorie! Până la finalul acestei perioade la care voi v-ați gândit: că este o zi, că este o săptămână, că este o lună, această persoană va veni. Gândiți-vă când v-ați pus intenția, ce perioadă de timp ați manifestat, pentru cât timp. Haideți să vedem și de aici. Ce vine către voi. O întâlnire. O întâlnire de unde va porni totul. De unde va fi, după această întâlnire, va fi prima îmbrățișare, primul sărut. Iar de aici debutează totul. De aici totul merge în mod divin integrat. Totul se desfășoară exact așa cum trebuie. Seducție. Da. Această persoană și uh, a, săgeata lui Cupidon, uh, aveți credință, aici această persoană vă vede foarte frumoasă, sunteți seducătoare sau seducători, sunteți persoane care atrageți magnetic cealaltă persoană. Da, aici se arată energii din trecut, că ați fost mințiți. Și ați discutat despre aceste lucruri. Probabil veți discuta și cu această persoană. Aici va veni și persoana din trecut. Vă veți gândi: dacă nu va veni, mai are o, un, o reminescență, mai are ceva. Aveți energetic, mai aveți o legătură, trebuie să vă rupeți definitiv ca să puteți accesa această iubire unică. Aici este timpul, dragilor. Voi v-ați acordat aici timp și este timpul să manifestați această persoană și este timpul dacă ați manifestat această persoană nouă. Este timpul ca această persoană să ajungă în viața voastră, la capătul setului de cărți, este fluturele. Evoluție, creștere, un nou ciclu începe. Aici ați vindecat. Acel 10 de spade, acea durere și ați renunțat la trecut. Pentru că ați renunțat la trecut, puteți accesa o nouă relație. Ați închis definitiv o ușă tristă și intrați pe o ușă nouă, unde se vede curcubeul, unde este săgeata lui Cupidon, unde este, este o citire în care aveți și asul de monede și timpul. Ceasul care bate și spune că este timpul pentru progres, pentru ceva nou, pentru ceva frumos să se îndrepte către voi, aveți și doi de cupe, aveți și săgeata lui Cupidon, aveți și noi începuturi, aveți și asul de monede, este frumos la voi în suflet, aveți nouă de cupe, dorința se împlinește o citire foarte frumoasă, vine sufletul pereche, vine acea persoană pe care voi ați manifestat-o, cum am spus, zodii de pământ, zodii de foc și zodii de aer, pot fi chiar și zodii de apă, Cum pot fi ascendent, descendent sau oricare altă zodie. Haideți să vedem și de aici ce vă va uni pe voi cu această persoană, acel prim sărut, acea primă îmbrățișare, ce va aduce în viața voastră emoții. Îmbrățișați, dragilor, totul cu iubire. Veți fi emoționali, va fi o iubire pură, deschisă, pasională. Aici tot cupidon este. Aici este multă iubire. Voi manifestați o persoană, aveți nevoie de o persoană care să vină alături de voi în uniune și alături de care să trăiți acest vis. Aici vi se împlinește un vis, un vis de iubire frumos. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa.